Doamne și domnule, bine m-a regăsit, așa cum v-am promis, partea a doua a emisiunii, despre ce? Partea a doua a emisiunii despre fiecare dintre noi. Adică despre locuire, despre valoare, despre istorie, despre educație până la urmă. Am revenit la partea asta a doua, cu aceiași invitați, domnul arhitect Eugen Vaida, Asociația Monumentum, bine ați venit, domnul arhitect Orațiu Răcășan, de la Grupul Rural. Bine ați venit. Uh, am vorbit în emisiunea trecută de faptul că educația ne-ar putea salva. Dar educația aia nu de știut pe de rost suma în clasa 5-a, sau de ce mai făcut Sadoveanu din 1 aprilie, ci acea educație care îți permite să înțelegi jurul din jurul tău, să înțelegi contextul în care te afli, contextul în care trăiești, ce valori preiei de dincolo, la ce renunți, ce faci cu valorile care îți vin în trecut și cum le rentabilizezi în un prezent și în viitor pentru aia care vin. Uh, am văzut că ați făcut un ghid rural pentru Sibiu. În Cluj s-a făcut la fel ghid rural pentru dealul de pentru zona calată. Aș începe, dacă legea e pregătită, și când mi-o da, ghidurile, uh, uh, ghidul de Sibiu, pentru că aș vrea să-mi explicați de ce avem nevoie de un ghid în momentul în care... Noi toți trăim cu impresia că dacă dau un enter pe Google, spre și și Einstein. Noi, în primul rând, avem nevoie de modele. Ne lipsesc modelele de bună practică în România. Fie că vorbim despre un formator de opinie locală în, în sat sau despre cineva care ne educă sau ne dă niște exemple la un nivel mai înalt, să spunem, și în domeniul construcțiilor. Chiar și arhitecții au nevoie de. Aceste modele, în lipsa, mă rog, unora care, să spunem, după Revoluție, și arhitectura în mediul urban a intrat într-un impas, să spunem așa, și mediul rural totdeauna a preluat din urban toate modelele acestea, și nu e nimic nou ce se întâmplă acum, doar că, fiind într-o profundă criză, arhitectura și din mediul urban nu mai are ce să dea înapoi, și atunci mediul rural este cumva lăsat în aer, din acest punct de vedere. Și avem nevoie de aceste modele de intervenție. Aceste ghid, l-am pornit, ghidul pilot pentru zona săsească, pentru că acolo, în acea zonă, locuirea este destul de compactă, problemele sunt uh, niște tipologii uh, clare de, de conformații și urbanistic și arhitectural și atunci e mult mai ușor de, de înțeles. Și am avut și aceste uh, Modele, noi am lucrat foarte mult în zonă, pe educație, pe intervenții și așa mai departe. La ce se folosesc aceste ghiduri? Sau cine le folosește? În primul rând, arhitecții, da? care vin undeva la avizare și nu înțeleg de ce, de exemplu, le, în zona de protecție a unui monument nu îi se aprobă acel proiect. Inclusiv pentru acei arhitecți și pentru alți proiectanți, am arătat aceste modele care se ghideze cumva. Ele nu sunt litere de lege, pentru că sunt niște idei. Și nu este nici cea mai bună variantă. Ea trebuie în permanență îmbunătățită. Deci dacă după noi vin alții sau un paralel care lucrează pe aceste ghiduri și le îmbunătățesc, cu atât mai bine. Asta ne dorim. Dar de ce să nu fie legi? Pentru că eu știu că dincolo. Capul, să mă duc în Elveția, să zic, domnule, vreau o casă și vreau să-mi fac un târnaț de inox. Și dacă se poate fi forjat de aia cu struguraș. O să vină băieții de acolo, și, ce ai zis bă? Da, pentru că, de ce? Vă dau, vă și răspund, pentru că e foarte bună, bine pusă problema. Pentru că, la un moment dat, dacă ai nevoie de o țeavă din inox, care să-ți iasă undeva și poți să o accepti și pe an, în anumite condiții. Deci, nu vreau să fie o... Bine un sută. balcon din inox, nu deci un balcon din inox pus în față, bineînțeles că nu trebuie acceptat și scriem acolo foarte clar. Dar sunt niște lucruri care pot fi interpretate la un, acești, aceste ghiduri nu sunt făcute pentru cei mai buni arhitecți Asta aș dori să se înțeleagă Pentru că ei știu ce au de făcut Dar păi nu, chiar nu ar trebui impunse, să le pune și la consiliile locale Da, aici, va aici fi aș, dat și la consiliile locale Aș vrea să completez și eu ceva Aceste ghiduri, după cum se vede și în imagine Sunt foarte multe de exemple Așa da, așa nu Aceste ghiduri au și rol pedagogic Atât pentru arhitecții Care, trebuie spus, așa ceva nu se învață Deocamdată în facultate Arhitectura rurală. Din păcate, până anul acesta prea puțin se făcea, dar trebuie în egală măsură educată și populația care își imaginează că casele lor sunt proaste și că casele lor sunt fără valoare, că mai de valoare o casă nouă ca la oraș. Și este fals. Și atunci trebuie să li se dea, să îi facem să înțeleagă care este uh, identitatea lor, care este rostul acelor case, de ce au acoperișuri într-un fel sau de ce au uh, ziduri într-un anumit fel. Și le, le, când dăm exemple așa da, așa nu spunem. Așa da, pentru că este mult mai trainic, pentru că rezistă 200 de ani. Așa nu, pentru că îți spui, nu știu, polistirenul, îți rezistă 10 ani, ai dat bani și ai stricat și clădirea. La fel cu termopanul sau alte exemple. Este, noi o să folosim aceste ghiduri ca și studii de fundamentare pentru regulamentele locale de construire. Deci, oamenii, din momentul când aceste ghiduri vor fi preluate de, autorității de autoritățile locale, vor sta la baza modului de a construi în comunele respective. Noi suntem în discuții destul de avansate cu Consiliul Județean Cluj, de exemplu, în această direcție, în vederea unui fel de colaborare, parteneriat, cum vreți să să-i tocmai în direcția de a furniza acel know-how care structurile proprii nu îl poate furniza. Iar noi, grupul rural al Ordinului Arhitecților, prin demersurile care le facem, finanțate să fim foarte clar de Ordinul Arhitecților și nu de statul român, e foarte important de menționat lucrul ăsta, tocmai punem la dispoziție această cunoaștere pe care noi, dacă am depozitat o numai pentru noi, n-ar folosi nimănui. Dar așa știm că este necesară, o furnizăm și o facem să devină un instrument, o pârghie pentru a crește calitatea vieții și nu pentru a lăsa în, în vraiște tot mediul rural. A sosit momentul să nu mai lăsăm lucrurile cum ar fi ele, să se înțelegă. În momentul că dacă ne place ceva în Austria și venim de acolo încărca și vai ce frumos e acolo, dacă cum o ei piatra și lemnul, ar fi ca să le punem și în mintea noastră și în curtea noastră. Eu aia văd. Da, acum de ce nu l-aș face, nu l-aș ridica la rangul de lege, un ghid? Legea ar trebui să fie făcută pentru fiecare stat în parte. Acest în mod evident. Și atunci, dacă am face un ghid pentru fiecare stat în parte, acela ar trebui să fie obligatoriu. Păi Pe pentru o zonă cum îi zic ăștia, zonă folclorică, țara calată, de exemplu. Da, o zonă o să... etnografică. Da. Dar și acolo, de la sat la sat, sunt niște mici diferențe. Ori noi nu putem să le tratăm pe toate în acest ghid. Este un ghid, să spunem, general. Da. Care Poate veni comisia în momentul când îți vine un consiliu local și vede că exact există un astfel de ghid, Sigur. el vede ca o preocupare intensă și atunci zice, ok, nu este pentru satul meu, dar eu mă pot duce la cel care a făcut ghidul și îi zic, uite domnule, aș dori o consultanță pentru că Aici am un sat, cum e Feleacul, da? Gheorgheniu este unguresc, Feleacul e românesc. Aici am specificul ăsta. Haideți într-o vizită, mai vorbiți cu oamenii, vedeți ce e acolo. Pentru că astea nu sunt niște lucruri de zici că trebuie să facă vizită externă Iohannis la, la uh, Obama. Da, asta am rezolvat, -o, simple. am rezolvat o mult mai simplu, pentru că sunt, cum spunea Eugen, zone de interferențe culturale. Unde, de exemplu, ca să uh, venim pe de exemplu județului Cluj, interferă zonele etnografice zona Țara Călate cu dealurile Clujului, sau amândouă cu Câmpia Transilvaniei. Și acolo punem la dispoziție toate trei ghidurile. spunem uitați-vă peste ele și vedeți unde vă regăsiți și în ce măsură lucrurile se amestecă sau nu. Un ghid de conștiință ar trebui. Da, județul Alba și-a făcut o strategie excelentă, excelentă pe, pe domeniul ăsta. Au niște ghiduri care nu sunt obligatorii, dar nu trece niciun nici niciun regulament local de urbanism, până nu ia notă de acest ghid deci. și se uite pe el și se identifică cu el. Deci, deci se poate. Se poate. Să stai pe zona Călata. Da. Când vorbeam de țara Călatei sau Calut, uh, sig? Și aici se văd inclusiv clădiri noi. E foarte important să știți că nu dăm doar clădiri vechi și clădiri de pe vremea bunicii. Sunt foarte, să dăm exemple și de clădiri noi sau tehnici vechi puse într-o formă contemporană sau materiale naturale folosite într-un limbaj de secol 21, dar fără a deteriora sau fără a știrbi în vreun fel silueta satului, silueta specifică, modul de folosire a caselor și a careturilor, modul de așezare a gospodăriilor. Din potrivă, combatem cu toată puterea viloaca trântită în mijlocul lotului care strică bunătatea de lot, strică locul, cum se zice, și care nu aduce niciun folos. Păi o combatem pe toate fronturile, ca să spun așa. Da, dar se pot face lucruri foarte faine, pentru că acum mă întorc la ambulanța monumentelor, da? Când pui un monument, hai să zicem că reușim să restaurăm, pare trântit ne la locul lui într-un sat care Acolo e verde, acolo e albastru, acolo e lila și acolo o și mai tras doamna un rozosin la casă, că îi se săptează cu pantofi. Toate acele lucruri sunt ilegale. E, orice monument are zonă de protecție și mediul rural e undeva la peste 200 de metri. Deci tot ce ar fi în acea zonă nu ar trebui să primească niciun caz aviz de la Ministerul Culturii pentru acea tablă albastră, roșie sau vede cum e. Problema este că 95% din intervențiile din mediul rural sunt făcute fără autorizație, iar statul nu ia, cum să spunem, Taurul vorbim. de coarne să rezolvăm această problemă. Dar măcar la culoare. Nu se dorește. Ești obligat să-i să dai la ăla autorizație dacă și... face verde? Păi nu, dar atunci vorbim și de fereastră care, cea tradițională care a fost înlocuită cu o fereastră din plastic. Păi, îți vorbim de, noastre de, de Vorbim de, da, de tablă, vorbim de culoare, vorbim de polistiren, trebuie să vorbim de mai multe lucruri trebuie să nu doar de culoare, pentru că substanța istorică nu se regăsește doar într-o zugrăveală exterioară. Sunt multe lucruri, sunt grinzi vechi acolo, care sunt distruse într-o clădire în jurul monumentului. Aici văd, cred că eu, această siglări a fost inaugurată în prezența atunci, a Prințul de Wals în iunie 2015. Ah, trebuie, da. Asta e monumentul, de la dumneavoastră. Da. Vedeți, se compară o țiglă ca asta cu ce vedem. Și acolo este o țiglă, cred că, are 100 de ani minimum. Amică. Da, eu am, în muzeul personal, am o colecție, cred că e cea mai mare din România, am de țigle inscripționate și sunt datate, unele sunt înainte de 1800, altele puțin după, dar toate dovedesc că acest și mai ales această țiglă, are totuși o garanție de aproape 200 de ani. Aceasta e garanția reală, nu că ne oferă o firmă. 30 de ani, după 15 ani se strică, el ți-a luat deja de două ori bani înainte că știe că se va strica și îți vine și îți mai pune o dată țigla pe casă. Asta, deci... asta în aviz, avizul celor care ne urmăresc când merg să-și cumpere țigle cu 15 ani garanție. Să se uite încă o dată pe țigla, la țigla de peșura bunicului sau să se uite încă o dată la țiglele de la biserică de, care au cel puțin 100 și ceva de ani și să-și dea seama ce înseamnă un material durabil față de ceea ce se găsește astăzi pe piață și să se reorienteze către meșteșugarii adevărați și nu pe orice știft pe care îl pot găsi pe piață la un preț mic. Am uitat țiglă manuală la 1,70 leu sigla. Nu este... Pu, să, te, să se rupă în două. Da, din, nu e așa de scumpă. Din fericire, Asta mă vine, acest că... domeniu, siglăritul, este unul dintre mesajurile care este sustenabil din acest punct de vedere economic. El poate intra în competiție cu produsele industriale, ceea ce e aberant. Peste tot în lume, un produs manual este mult peste, de două ori, de trei ori mai scump decât un produs industrial. Și da. presupun că plătește aceleași impozite. Se dacă... plătesc aceleași impozite, aceeași garanție, aceleași teste pentru. Nu, calitatea... eu vorbesc de impozite. Aici trebuie să vină statul să spună cum fac nemții, nu? Ce faci mesajul tradițional? Mă băiatule, este secolul 21, simțim noi ăștia din statul român, ar trebui, că se pierde încet încet o anumită cunoaștere. substanță, cunoaștere. Nu? Uite, pentru cei care duc mai departe meșteșugurile, pentru cei care își iau ucenici, cumva să nu mai fie taxe, că oricum nu sunt așa de mulți. Și, Și... întotdeauna vine exemplu ultimului ă, ceramist, ultimului specialist în ceramică roșie, din Maramureș, a plecat. A plecat și a plecat la München și de acolo le-a scris la... Uh, Bă, băieți, aici pun ketchup pe pizza, dar e prima dată că m a simțit respectat. Bă, tată, nici în halul ăsta. Bă, în piept că ești român și ești mândru și că ești ce vrei tu, dar cu stânga, cu dreapta, asemnează niște, niște legi ca lumea. Da. Aici, ia, și asta e muncă. Asta e muncă. Da. eu asta aștept de la statul român. O bună voință. Sau cel puțin, nu te băga dacă ești prost. Atât. Nu te băga, nu da cu copita. Cine da, recunoaște că e prost? Nu știu, statul român ar face o, o lecție de onestitate să spună, mă băieți, sunt prost. E globalizare. Nu știu, el oricum zice că nu știe să managerieze. Ok, dă-te un pic mai la o parte. Lasă niște oameni care au dovedit, au grupul rural, monumentul, ăla și ăla și ăla, și ăla. Mă băieți, un telefon, un SMS. Ce ar trebui să fac că... Nu mai semănăm nici cu, cu nicio țară din Europa. În 10 ani, dacă mai continuă chestiunea asta, eu vă garantez că ne plimbăm prin sat ca prin Disneyland. Ai verde, așa. Încă nu s-a descoperit, atenție, vopseaua fosforescentă. Aia, când bagi lanterna pe ea și începe să lumineze satul. Și atunci o să fim ca niște de pe Marte. Și eu vă garantez că dacă încep, dacă Dumnezeu ne ferește să inventeze unul fosforescentul, că primul lucru. Îl iau băieții noștri de la țară, care vor să arate ca la oraș, și dacă se poate, și cu niște chestii să scrie pe el ca la New York. Cum văzut el, niște poze. S-a făcut, s-a făcut, în mediul rural. L am văzut la o mică intervenție pe o locuință a unei uh, comunități de romi, dar n-a ținut. Materialul fiind de proastă calitate, a, lu a luat ochii prin luciu doar o zi sau două, și după care s-a stins material datorită uh, impactului ultravioletelor UV și s uh, culoarea s-a domolit și acum este o culoare foarte, uh, cum să spun, pastelată, frumoasă, dar inițial, deși ne și-a făcut, Deci uh, eu mai am fotografii vară din Cluj, niște, niște, hai să nu mai zic gogomănii, că zice lumea că nu cunosc alte cuvinte, niște năstrușnicii de genul ăsta, o să fac, odată, dacă vreți, vă facem așa o rubrică de năstrușnicii. Da, și facem. vă aduc săptămânal câte o bucurie din asta care nu știi dacă să râzi, să plângi, ce să faci și care sunt făcute deci, de, oameni dintre noi care încă o dată, dacă sunt foarte bine intenționați, oamenii vor să își dezvolte identitatea și să-și o afirme, dar nu știu cum, nu știu să-și o canalizeze și atunci iese pe toate părțile. Și ce iese, cred că cei cum citim noi acum ziarele interbelice despre ce făceau pe vremuri în societate, în cotidian, când o să se uite nepoții noștri ce se întâmpla, o să ne întrebe, dar tatii sau bunicu, așa se făceau pe când erai tu tânăr? Da. Și zice? Probabil că da. da. Și o să ne... Astea din uh, Apoș. Da. Cursul de restaurare, tot cu studenții. Aici, dacă vreți să comentați. Da, alături de țiglărit, noi facem și cursul de țiglărit, vin arhitecți, și pentru arhitecți, dar și pentru studenți. Arhitecți suntem la a treia ediție, dar, bineînțeles că dacă faci o țiglă, trebuie să vezi cum o pui și pe acoperiș. Și atunci am ales o casă din sat și am, era o familie destul de săracă, care ploua în casă și am reparat acest acoperiș și un, mă rog, cu un scop didactic a fost. Dar până la urmă a avut și un rezultat practic. Acolo, iată, alte, alte clădiri pe care le-am restaurat. În general, nu le-aș spune că sunt proiecte de restaurare pentru că lucrăm cu comunitatea și ei nu sunt restauratori. Deci orice specialist ar putea să ne comată. Le-aș prefera să le numim niște proiecte de recuperare, educative, da. să le spun. Sau pentru că oamenii trebuie să vadă cât de frumoasă poate să fie o fațadă și după ce s-a restaurat și ce importanță are în desfășurată această stradală. Și că poate să fie, să devină și această modă. Nu, o casă, nu trebuie neapărat să fie acea casă spălăcită și vechea bunicului, poate să arate și bine și să fie și modernizată. Iată aici, în imagine, avem centrul de cazare pentru studenți pe care l-am construit acolo. Mă rog, este și un centru de echidație alături. Acestea, pe fonduri europene a fost făcut. Unde ați găsit piatra? În satele din prejur. În trebuie și mie. Da. Din păcate, e foarte greu cu certificarea. Noi degeaba vorbim, vrem să facem aceste construcții. Arată senzațional. Da, tradiționale, dar nu avem, în primul rând, nu avem meseria de țiglar, nu avem meseria de petrar, nu există normativ, nu există în acest. Dar da, și de scriitor este scriitor de, de vagoane. Nu vă mirați. Deci meseria de scriitor există doar ca scriitor de vagoane. Nu știu ce să ne nu Până nu, no, nu investim oferim cultura, nu. certificare pe monumente, de exemplu, dacă îți scade îți cad două pietre din zid jos și vrei să le pui înapoi, ai nevoie de certificat de conformitate, de garanție, de factură și așa mai și de unde? durează? Păi nu poți să le obții. Nu și se intră într-un blocaj și <laughs> într-un Se intră blocaj, vicios, sigur. Și așa ajungem unde Trebuie relaxată legislația, nu împovărată. Am văzut, de exemplu, pe uh, era vorba de de pus, uh, ziceți, panouri pentru curent electric pe fotovoltaice, da? și am văzut uh, level de tot manager general o oh, Christi, dacă îmi găsești chestia aia pe care am băgat-o așa seara, atobac, până o să turbeze ăia din level de tot. Am avut câteva cazuri foarte interesante, de exemplu, la Ploiești. Zice managerul unei firme de uh, fotovoltaic. fotovoltaic. La Ploiești ni s-a cerut aviz de la Poliția Rutieră pentru un sistem fotovoltaic montat pe acoperiș. Tot în Ploiești, primăria ne-a spus că trebuie să obținem aviz de la Sănătatea Publică pentru a obține autorizația de construire. Tot așa pentru un sistem fotovoltaic montat pe acoperiș. Problema vine când mergem la noi la poliția rutieră și încercăm să obținem acest aviz. Toată lumea zice că e imposibil, de ce veniți la noi, că nu vă trebuie nimic. Noi nu avem de-a face cu sistemul fotovoltaic pe care vreți voi să vi-l montați pe acoperiș. Deci e o chestie de naibască. Ai bască, n-ai bască. Ori... Și dacă ai bască, de ce ai țigări cu filtru și de ce nu fără filtru? Evident. Și dacă ai țigări, ha, te-am prins, ești fumător. Eu da. Deci e o nebunie să... să... Că tu, de fapt, ce vrei să faci? Tu vrei să-ți duci împreună, începând de la casa ta, comunitatea înainte. Și vrei să fii, nu neapărat îl mai tare din sat sau asta, dar vrei să când mergi prin sat, să ai același sentiment ca atunci când mergi prin sat din Occident. Îți pică bine. Că nu știu să explic asta. E foarte bine. Până. Îți pică bine satul. Mă ce fain. Și mă duc și mă plimb prin satul meu. Eu când am ajuns în felea prima dată, asta am făcut luni de zile. Mă plimbam prin sat. Pentru că tot timpul vedeai că o chestie foarte faină. Adică erai turist cumva. Aveai același sentiment de în fiecare zi o surpriză plăcută. Sunt Dacă... bucurile cotidiene care nu le mai regăsești în mod necesar în mediul urban, din păcate. În feleagă norocul popa din sat, da. care a făcut un mic muzeu cu o casă de amierie, a adunat o grămadă de oameni și acum adună femei pe care să le reînvețe să fac acele pieptare, nu știu cum să... Să toarcă. Și să, să și să, fac, să Să Lucrurile se pot mișca, dar undeva este un blocaj. Odată la mentalitatea ce e, cea a domnului Răcășan, că suntem blocați, că suntem proști, ca la Brâncuș, proști, săraci. Am zis că suntem proști, am zis că suntem blocați. Suntem blocați că noi credem <laughs> că suntem proști. <laughs> dar nu mai credem că suntem proști, dar chiar nu suntem proști deloc. <laughs> și al doilea, cred că e blocajul ăsta în care, dacă vezi că încerci să faci ceva și statul te dea peste dește, prima dată o iei peste dește, a doua oară iei și după azi zici, dar de ce să mă iau tot peste dește? Ce prostul care ia peste dește tot timpul? Sau de ce să mai stau aici, unde mi se dă peste degete, da. când pot să văd duc unde, unde îmi pupă degetele dacă fac ceva? Uite, da. asta e căsuța, căsuța, restaurată de popa din feleac. Felicitări. Bestial Aș vrea să fie... Și mă sfădesc cu el cel puțin dată pe lună când mă întâlnesc, dar de cu dragoste amândoi. Mi-aș dori să fie cât mai mulți preoți în sate preotul respectiv, în toate satele din Transilvania și nu numai. Și înăuntru funcționează un mic muzeu. Tot timpul ca să arate oamenilor că, atenție, aveți înainte de viața voastră ceva care vă poate duce înainte. Și acum aș vrea să văd și casa dom părintelui respectiv, preotului din sat, pentru că mi-aș dori să văd în viața lui cotidiană, cum trăiește comparativ în casa cu... casa parohială de la biserică. Dar este o minune. Mereu într-o zi... Așa grădină n-am văzut în viața mea. Am fost cu oameni care au fost și la Versailles și la asta și au stat un ceas să facă poze pentru că nu le-a venit să creadă că un singur om cu două mâini poate să facă așa ceva. E un om vrednic. Oamenii dedicați. Da, din păcate sunt foarte rari și da. preoți preoții ar trebui să se implice în primul rând în comunitatea aceasta pentru că inclusiv biserica lucrează cu noțiuni de tradiție, nu? În primul rând, de, te duci într-un sat și vezi că preotul și-a făcut și-a pus și-a zugrăvit fațada în roșu și termopane din, mă rog, din PVC, da. ce și există de acel departe. Dacă păstrăm tradiția, mergem la Colindat, dar nu păstrăm și tradiția casei, facem o mână. Și vă spun, se poate foarte bine adapta o casă veche la condiții moderne de locure. Toată lumea crede, toți beneficiari cred că noi vrem să-i ținem în loc ca acum 200 de ani să locuiască în acele case fără confort. Se poate îmbunătăți cum, și le dăm și exemplu. Noi avem multe ghiduri prin care le arătăm cum se ridică confortul, unde se izolează, cu ce material. Așa mai departe. Cum să-și folosească podul să-l transforme într-o mansardă? cum să-și folosească șura? Unde punem o baie într-o casă tradițională după tipologia ei? Sunt lucruri simple. Le ai mură în gură de la ghiduri. Da, noi o să le dăm asta inclusiv pentru populație. Este extrem de important ca, aceste ghiduri nu se referă doar către arhitecți, se referă și pe populației ca oamenii când văd lucrurile să știe. A, ah, pot să-mi fac la mine în casa veche să am baie, să am centrală, să am confortul contemporan de secol XXI? Da, se poate și într-un cost mult mai mic decât dacă ai rade casa și ai trage un dita, ai viloaca și ai nenoroci bunătatea de curte. Se poate, nu trebuie decât cu puțină grijă și cu atenție urmând ghidul și consultând un arhitect. Dar am văzut că multă lume se sperie într-adevăr de costuri. Se teme de costuri Bacă e uh, uh, lână mai scumpă decât polițiile. bacă e la mai scump, bacă e la mai scump. Pentru că oamenii nu sunt învățați să gândească pe un termen mai mult de un an, doi. Dacă gândim pe 20 de ani și evaluăm cât ne-ar costa să dăm jos polițional de 3 ori sau țigla sau tabla sau altceva și îmi face un, o estimare de cost de mentenanță pe 20-30 de ani, am vedea cât de ieftine de fapt acea lână. Da. Și la fel cânepă, la fel rumeguș, la fel alte lucruri, materiale naturale, termoizolante, eficiente și care permit uh, circulația vaporilor, adică respirația pereților, cum se spune. În nu înțeleg ce e respirația pereților. Da, este uh, circuitul vaporilor din între, între interior și exterior unei case, indiferent că e ziduri sau că este masardă sau ce-o fi. Da, m-am uitat, uh, pe Digi24 am văzut o știre foarte faină, nu știu de când e, Eu am găsit-o pe, pe site-ul și pereți făcuți din deșeuri. O tânără din Cluj a fost premiată pentru teza sa de doctorat. Și Înseamnă... cred că nu e singura. Sigur, sigur nu e singura. Bun. Și atunci lucrurile astea se întâmplă. Eu mă bucur și salut acest fapt. Salut uh, această știre că presa totuși a catadixit să, să arunce unul către ceea ce in, în, cum să spun în vremurile în care intrăm. Și că ar trebui mai mult să facă presa pentru a ne pregăti pe noi populația pentru secolul în care am intrat și care are complet alte priorități decât secolul trecut. Dar vedeți că nu funcționează. Nu funcționează pentru că se întâmplă, ce vorbeam și înainte, e ca la edituri. Este o carte excelentă de poezie la Iași, ăla din Lugoș nu mai prinde. Pentru că sunt, România asta de fapt nu e nici unitară, nici națională, nici cum vreți, sunt părți de Românie care nu comunică între ele. Mă țin minte că se făcea, nu știu unde, se făceau panouri de rumeguri special pentru izolarea casei. N-am mai auzit de ele de 10 ani. Din păcate, România funcționează ca un fel de cerc de autiști. Fiecare cu uh, ale lui și nu, la care nu contează uh, durerile celuilalt. Aici mi-au dat cei din regie. Da. Asta am vorbit aseară de griul pe care îl vedem în fiecare zi, inclusiv la oraș. Da, asta o să fie probabil un subiect cu altă ocazie. Asta este chiar blocul unde eu locuiesc în moment, în Cluj, în cartierul Grigorescu și care am propus, pe acest bloc eu am propus vecinilor să termoizolăm loc de polistiren cu lână și peste lână să punem o plasă pe care să crească vegetația. Și foarte interesant, toți cei mai tineri și doamnele în general au fost de acord, domnii maturi și domnii care serioși, așa, au considerat că nu este necesar să aducă natura înapoi în mijlocul orașului și s-a ajuns tot la polistiren. Eu știu fără comentarii. Chestiunea asta, o să, o să, fie o discuție, dar nu știu dacă o să găsească legea, că acum are cert o felul de chestii pe care da. nu le-am pregătit. Am fost cu fiul meu la Paris, anul trecut, sau acum doi ani. Și am văzut acea clădire, da. mergi către turnul Eiffel, și undeva... Pe Chei Orsei. Pe Chei Orsei clădire a domnului arhitect Jean Nouvel, Așa, și care lângă ambasada de... României. Exact. Părintă ambasada României, nu știu dacă găsește Cristi, îmbrăcată în. Și mai sunt și în Barcelona, nu mai sunt în multe. Lucruri. Sunt peste tot. Dar ce m-a frapat era aceeași concurență de făcut poze și selfie-urile moderne, secolul 21, ca la turnul Eiffel. Adică un simbol, nu-i așa, din două linii l-ai făcut și toată lumea din lume, din, din pe planeta asta recunoaște. Avea concurență serioasă la ce? La o clădire cu verde pe ea. Adică. Oamenii au nevoie de natură în mediul urban. Și cum nu mai avem suficient spațiu datorită traficului, datorită asfaltului și trotoarelor și nu mai sunt deloc spații verzi, atunci încerci ca să regăsești spațiile astea verzi acolo unde poți și să-ți reduci conținutul de dioxid de carbon din atmosferă, să-ți aduci bucurie și toate acele elemente care lipsesc mediului urban și care mediul rural le are din plin. Și atunci asta este una din soluțiile posibile dar ce este foarte important, că sub toată acea vegetație de pe fațade, este termonizația de cânepă sau de lână, care dă de lucru la foarte mulți oameni din mediul rural. Iată este. fațada din Paris. Asta este. Da. Asta este. Aș reveni un pic la, la zona săsească de care vă ocupați dumneavoastră. Eu sunt curios, prin ce miracol s-a reușit ca oamenii a 300 sau 400 de locuitori, cât sunt 240 în viscri, să-și deschidă dintr-o dată mintea și ochii, să zică, Ok, facem chestiunea asta, o să avem succes. Pentru că neîncrederea în succes, asta e baza nefericirilor noastre. Nu credem că putem avea succes făcând asta sau asta sau asta. Da, în primul rând, n aș vrea să credeți că vi scrieți singurul model. Sunt și altele, e și râmetea și așa mai departe. Acum devine și daia un stat în care lucrăm la întrebarea asta, bineînțeles că ar fi mai în măsură să răspundă cei care chiar au făcut din viscri, dar pot ști, în situația, pot să vă spun și eu, că acolo a existat un lider, un formator de opinie locală, care avea și aceste pârghii și avea și asociația și au reușit încet, încet, să nu credeți că a fost atât de ușor, să a întâmplat, bac dintr-o dată. A durat 12 ani totuși. ok. Da, noi au trecut 26 și nu s-a întâmplat nimic. Da, pentru că a fost din comunitate, a reușit să-i convingă, inclusiv comică finanțare, după care Alteția s-a regala și finanțat acea stație de epurare ecologică și din 6 băi câte aveau înainte, acum aveau 140 de băi. Deci, poate a trebui să menționez cine este alteța sa regală, că poate nu toată lumea e familiarizată. Al, alteța sa regală, Prințul de Wales, despre el este Prințul vorba. Charles. Da, da, Prințul Charles. Al Transilvaniei. Acum ei, -a nu, că nu. Da. da, nu, cred <laughs> că e <laughs> cazul <laughs> să te uiți sigur. Așa îi spune. Mulți spun așa, sigur, da. Asta <laughs> da, este denumirea generalizată, Prințul Charles. Asta este. Da, care da, ne ajută da. foarte mult, care ne ajută să ne aducem înainte cine suntem și ce putem face. Asta în workshop nu? Da, e workshop cu studenții de arhitectură și cu, domnul arhitect Flaminu Talos, cel cu ochelari, care învață să facă țigle e membru al grupului rural pe sălaj. Da, dacă nici alte s-a regală, prințul Charles nu se dă înapoi să facă țigle chiar are o mare plăcere să facă. Și înțelege acest meșteșug, înțelege în detaliu, este un cu o vastă cultură în acest domeniu și îi place să promoveze oamenii care fac cu adevărat ceva. Știți că aseară, după ce am venit de la emisiune, am stat așa, am făcut emisiunea numai cu subiectul ăsta, și am stat așa și m-am tot pe internet, evident, ca... până pe la două. Și am văzut și această fotografie pune o mare pe ecran, și mi-am dat seama, bă, nu știu dacă n-ar trebui să ne simțim cu handicap. Oamenii care trăim în niște spații, și care dintr-o dată conștientizăm că nu avem norocul unei plimbări măcar pe acolo, pe lângă casele astea pe care le vedem lângă televizor. Aproape când vine, sentimentul este că, asta e tot din viscri, aproape că îți vine să vinzi tot ce ai, să te muți acolo și, mă mai zis domnul Răcășan într-o emisiune, ai un internet, acces la internet și poți lucra oriunde. Pentru că deja există o oboseală civică, există o epuizare. Să vezi că se poate și nu se face, a, te mănâncă. Dacă știi, pe timpul lui Ceaușescu era, bă, clar, carne, la revedere, frații Petreuș și Adinaș. Știi, știai, toată lumea mănâncă așa. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Știai că nu se poate, dar acum când vezi că se pot face o grămadă de lucruri și nu se fac pentru niște atâtica. Ba, ștampila rotundă, ba, nu știu ce, o căzut două pietre și nu le pot pune înapoi pentru că nu se pot. Ba, avizul rutier pentru baloane. Avizul? Despre ce vorbim? Suntem nebuni. Și asta speram să-mi să explicați. De ce oamenii de acolo au înțeles? Că nu, bun, prin Cear n-a fost numai în Viscri, în DAIA, nu? Cum merge? Ce, ce le vorbiți oamenilor? Că mă duc și țin o ședință în Feleac și fac și eu la fel. Îl pun pe primar să vorbească. Zic, da, vă întreb pe primul. În primul rând, cred că exemplul cu rezultate din Viscri și acum mai nou și DAIA este pentru că noi sau cei care au inițiat acest proiect au fost partea celor comunități și erau oameni care au crescut la țară și sunt de acolo, din zonă, în primul rând. Asta cred că a fost unul dintre surse, pentru că vă dau un exemplu, la Daia, după ce am, sunt puțin venit tot dintr-un sat de lângă, dar mă rog, acolo am ales pentru că e un fond construit foarte, foarte valoros. Și am început să restaurăm și să reparăm case, chiar cu granturi, cu de participa și comunitate, am ales chiar și un comitet de opt oameni care au inclusiv rolul să decide ce proiecte facem, unde, cui restaurăm, cui dăm fereste și așa mai departe și de a inclusiv de a primi informații de la cumpărătorii care vin din afară, dacă dumneavoastră vreți să vă cumpărați o, o, casă, acolo vă prezentați în, farta, în fața, Consiliului și vă spuneți ce intenții aveți. Și în acest, asta fel, e în acest fel luați și notă de ceea ce își dorește satul de la dumneavoastră. Că nu trăim în junglă. Deci nu e cineva care vine și acolo și vrea să trăiască singur. Un apartament pe pământ. Trece. Da. Ei, dar cum am reușit, cred eu, într-o anumită măsură și asta a fost așa ca un declic. Când am organizat balul de Rusalii și acolo eu fiind un pasionat dansator am reușit un să dans... foarte bun dansator, un, un pasionat. Pasionat dansator am reușit să dansez învârtită din, din de -aia. și au rămas uimiți oamenii în a doua zi toți mă întrebau ce, ce culoare să-și facă casa deci trebuie un, un, un de model care să meargă la inimă omului să simtă ce mândrie și atunci tu devii dacă tu știi toate secretele lor atunci uh, reușești foarte bine să, să ești, înțeles și ești înțeles și acceptat dacă areți că poți să fii de-ai lor și nu da. vii cu un nivel da, academic da. și cu un, un discurs care ei să se simte complexat cultural, că nu se ridică la nivelul tău. Nu. Trebuie să ai cuvintele lor, trebuie să-i faci să înțeleagă mesajul tău. Da. Și sunt. Noi am fost la doi uh, primari, însă în Crai și în Feleac, oamenii chiar vor să facă. Uh -huh. Chiar vor să, să le arate, să atur. Vor să miște lucrurile. Vor să miște lucrurile. Ori aici este, este cheia că dacă oamenii ăia din fruntea satului vor să miște lucrurile, în mod normal ar trebui să meargă încet, încet curgerea. Asigur că la început câte o picătură, picătură, dar după se face jetul ăla prin care, nu știu, îți umpli cana și nu mai ești însetat. Vrei să, vrei să arăți, să-ți faci satul, să se plimbe și chiar și localnicii prin el. Nu asta, mi a mirat când am ajuns în sat. Mă, numai noi ne plimbăm viniturile. Când era o splendoare și este o splendoare. Acolo tot satul trebuie să se plimbe, că asta e plăcerea. Erau la muncă. Munca, mă lume, prima numai duminica. Aveam mm. emisiuni până să uh, O să iau un pic de pauză de publicitate, cred că. Așa, regea. Bun. Uh, domnului Eugen Vaida, îi mulțumim pentru participare. Că trebuie fuge la un, o conferință prin care se i învețe și pe alții ce ne-a pe noi acum. Rămânem cu domnul Răcășan. Vă mulțumesc tare mult și e greu să învăț să joc păi atat. asta vreau să vă invit să de, de Cizme. cizme Dar învățați-le din, din sat, nu de la un ansamblu folcloric, dacă puteți, dacă reușiți. Ne îmi găsesc o mândră în sat. Da. <laughs> Am revenit în direct, de fapt, o înregistrare n o să mă mint, înregistrez, da? Că e să Și am rămas cu domnul Horatiu Răcașan, arhitect de la grupul rural, să ducem discuția mai departe despre. Ma, să nu creadă lumea că eu mă dau doctor dacă vorbesc despre sănătate. Sănătatea locuirii. Hai să explicăm un pic conceptul asta, sănătatea locuirii. Lumea să nu impresia că sănătatea locuirii înseamnă să nu-ți într un virus în cap sau să faci, nu faci gripă niciodată. Da, e uh, un concept care, să mă exprim, mie și în cuvântul concept deja începe să-mi facă, uh, să facă bube pe spate, este mult prea des folosit de Prea de la oraș. Da. Uh, e un lucru de care s-a ținut cont de când s-a făcut prima casă. Adică, de ce mă duc în casa aia? Mă duc să nu, la început era să nu fie uh, frig, să nu mă plouă, unii spuneau și era și o relație legată de zei și așa mai departe, dar în primul și în primul rând este să-mi fie bine. Să-mi fie bine înseamnă să mă păstreze sănătos, să mă păstreze uh, într-o. Um, să mă simt bine în pielea mea. Acum, revenind în secolul 21, este foarte important, este un criteriu, această sănătate a locuirii, este un criteriu după care se fac casele. Și când spun casă, mă refer indiferent că este locuință, la bloc, sau că este apartament, sau că este o casă în mediul urban sau în mediul rural. Este criteriul după care se aleg materialele de construire, se aleg anumite configurații, astfel încât să-ți poți păstra echilibru tău omenesc între tot ceea ce presupune bunul mers fiziologic al corpului și starea mentală. Aici concură multe lucruri. Concură de la ce material folosesc ca pereții să-mi respire, ca să am lumină suficientă, nici prea multă, nici prea puțină, dacă e prea multă, după aia umiditatea scade în locuință și simt că mi se usucă gâtul sau lucruri de genul ăsta, nici prea multă, pentru că după aia încep să tușesc, sunt germenii de TBC și așa mai departe. La fel, legat de temperatură, de termoizolație, ce termoizator să folosesc, să folosesc sau nu, nu știu, polistiren sau vată minerală sau lână sau cânepă sau așa mai departe. Dar sunt și factori care țin de uh, sănătatea psihică a celui care locuiește în uh, casa respectivă. Uh, S-a pus puțin accentul în arhitectura cultă, să zic, de facultate până acum pe lucrul acesta, dar din ce în ce mai mult se pune accentul. Eu cunosc chiar o persoană care își face și un doctorat pe așa-numită arhitectură bioclimatică care la bază asta are sănătatea locuirii. Ce este foarte interesant, că ce, în mediul rural, în bună măsură, toate casele erau făcute sănătos. Pentru ca să păstreze oamenii pe care îi adăposteau să se țină sănătoși. Putem pune la toate ingredientele astea și locuirea într-o anumită cultură? Da, asta iar este foarte important. De-aia revine mediul rural extrem de puternic în secolul XXI, pentru că casele făcute în mediul rural sunt făcute în din materiale naturale. Materiale naturale sunt garanția sănătății celui care locuiește în ea. Eu am văzut, de exemplu, că în acele sate pe care, inclusiv spaniolii nu, nu dădeau mare, nu dădeau bani. Cum era Agerul pe care l-am vizitat, acolo o treime din populație erau englezi, o zecime români și banii erau puțini. De ce? Nu de Ah era... A, nu, e un sat. Și până li s-a explicat conceptul de downshifting. Adică, măi băiete, tu poți să ai o viață foarte faină după ce ai muncit, să te muți într-un loc în care să te bucuri de fiecare clipă și de fiecare piatră pe care o întâlnești pe drum. Să-ți regăsești umanitatea până la urmă. Da. În Ardeal, deja există uh, oameni care au înțeles downshifting-ul și s-au mutat. Englezi, olandezi în mulțime, dacă mergem în lângă Sibiu la Cizădioara, este satul cu 19 etnii, da, dintre da. care 17 îți venite din toată Europa. De, pot să vă mai dau multe exemple de irlandezi veniți lângă Huedin, pot să vă dau exemple și uh, mă, sunt sunat chiar de. Uh, uh, concetățeni de din București, care ei mă uh, caută pentru locuințe ecologice și vreau să-mi fac o casă din material și natural și așa mai departe. Și eu le spun, de ce să vă faceți o casă nouă când sunt atâtea case bune în mediul rural, economisiți o grămadă de bani și casa e gata făcută, nu trebuie decât să o puneți la punct și să vă mutați. Și să știți că sunt mulți oameni cu foarte mult bun simț din orașe mari, că e Brașov sau că e București sau chiar Timișoara, care nu se mai regăsesc în mediul urban și câtă vreme reușesc să-și organizeze în casele vechi, cum am spus, baie în casă, încălzire centrală și confort, ei nu-și mai doresc să stea în mediul urban câtă vreme au internet, telefonii mobilă ca oricare din noi, fără să se înghesuie, fără să piardă vremea în trafic și fără să își mănânce nervii cu tot felul de prostii, care noi o facem asta în continuare în mediul urban. Acest fenomen, downshifting, începe să ia amploare și în rândul românilor, să zic, cu un anumit nivel de educație. Și, de exemplu, sunt persoane care lucrează în IT, sau care lucrează în banking, sau care lucrează în domenii, unde informare, domenii care presupun informare la zi, și care își pun foarte... Chiar eu am acum un cuplu de biologi care se vor muta, de exemplu, în Feleac. Și din ce în ce mai mulți oameni își pun problema mutării în satele limitrofe zonelor urbane, unde găsesc acea bucurie și acea calitate a vieții și acea speranță de viață care mediul urban din România în momentul să nu oferă. Nu oferă și mai, mai mult, noi ne-am și pierdut. Asta ce vedeți acolo pe, pe ecran mare este Cisnădioara. Imaginați-vă că pe lângă Cisnădioara sunt o grămadă de sate depopulate cu niște case fantastice. Uh, unele au fost un pic, uh, um, cum să spun, depreciate de către uh, uh, comunități uh, extrem de sărace de romi, dar uh, calitatea, cum să spun, zidăria nu e distrusă, acoperișul nu e distrus, trebuie doar reparate. Nici măcar, uh, cum să spun, nu trebuie intervenții majore de restaurare. Trebuie reparate, uh, pus, băgată, baia în casă și cu mansada care se obține în podul este o, o locuință net superioară unui apartament sau unei case ca și preț în mediul urban. La un preț foarte mic. Imaginați-vă că cineva își vinde apartamentul din Cluj sau din București sau din Brașov, cumpără casa asta, îi mai rămân o grămadă de bani și o pune la punct și stă liniștit până la sfârșitul vieții. Nimeni nu deranjează acolo. Și are grădina. Și, turism. și se dă cu bicicleta, se plimbă pe, pe dealuri, pe munți. Când spun? Nu, nu știu dacă Noi suntem... încă nu ne-am prins. Nu ne-am prins ce, ce cristal spun. avem. E un cristal care este murdărit, cu mult noroi și funingine, dar imediat dacă îl frecăm puțin cu mâneca, începe să strălucească și să-și uh, vădească valoarea și fațetele frumoase. Am văzut că există un curent, e adevărat, la oameni educați. Și apropo, am văzut la Comisia Europeană, ăia care citesc mult, trăiesc cu șapte ani mai mult, da? Oamenii din țările cu populație educată, trăiesc mai mult decât ăia cu populație needucată. Așa zice la Comisia Europeană. Mai e un Foarte. actor de culoare, am uitat numele lui din, din state, care le ținea un curs la copii și spunea să vă deau cheia vieții. Morgan Freeman. Cheia vieții este asta. Două lucruri. Cartea și alergatul. Morgan Freeman. Cred că... Fantastic. Nu, era unul mai tânăr, dar mi-a plăcut un tip care a fost hip-hopper sau așa ceva, dar mi-a plăcut și le arăta. Le-a pus în față așa... O carte și un pantof de alergare. Și le-a zis. Nimic altceva nu Minte este Minte și sănătate. Da. da. Eu am văzut, dacă găsești poza aia cu roșii pe casă, este un curent la oameni educați, chiar să-și producă, dar să-și producă, nu asta, roșiile pe casă. Cu asta. acoperișul grădină, probabil. Asta. Ah, da. sau cu fața de vegetație. Deci, cu câtă bucurie că nu o faci pentru aia 5 kg de roșii pe care nu, nu le cumperi de. de la piață. Nu o faci e pentru o bucurie aia. să le vezi în fiecare zi cum cresc din verzi, se fac flori, se fac verzi, se fac roșii. Of. O roșie din asta pus pe să facem mai mult cât uh, uh, un kil cumpărat de la piață. Dar asta îmi spunea cineva că, bă, trebuie să pricepi că oamenii ăștia, uh, copiii lor sunt departe, de obicei. Și oamenii ăștia își găsesc un fel de. Își, își reîntregezi rezervorul ăla de, de dragoste, de ce-i faci da, unui da, copil, da. cu plantele. Exact. Sunt puii lor. Da Și au zis, de obicei, să știi că mai mult de jumătate merge, din roșiile astea, merg drept cadou. Așa, e. Așa La vecini, la cine trece Și pe... Și o mare bucurie, pentru că lumea știe de unde Dăruiești. vine roșiile astea. Da. Iar astea sunt specifice pentru mediul urban unde este criză de spațiu. Noi o să discutăm cu alte ocazii. Noi am propus diferite proiecte pentru mediul urban... Cu locuințe care te hrănesc. Care nu numai că te încălzești și te adăpostești de temperii, dar care te hrănesc, care îți filtrează apa, care îți produc toată energia de care ai nevoie, fără să trească nu mai plătești nicio factură și așa mai departe. Lucrurile astea nu mai țin de domeniul științific-fantastic, sunt prezentul. Tot deja se aplică. Da, dar asta trebuie lumea să înceapă să înțeleagă și să, și să gândească locuința în direcția asta. Ea nu este doar un adăpost, este mult mai mult, este o pârghie pentru a trăi. Mai bine fără mulți bani. Nu-i puțin lucru și secolul 21 ne va arăta lucrul ăsta. Pentru că va veni, la un moment dat, va veni o criză de alimente. Pentru că suntem mult prea mulți pe globul pământesc. Și noi trebuie să găsim noi și noi uh, uh, posibilități de a ne hrăni, de a ne uh, păstra sănătoși cât mai mult. Iar dacă nu fac asta cei cu carte, uh, șansele scad. Bineînțeles că sunt oameni fără carte care știu foarte multe lucruri. Au experiență de viață. Dar așteptările sunt în primul rând la cei care sunt educați în direcția asta. Trebuie ne revenim o dată. Aș vrea să nu, să nu trecem de Biserica de la Pintic. Biserica de la Pintic e o construcție, nu știu cum să zic, e un simbol de lemn, construcții multe. E un simbol, e un... deci uitați-vă această Eu imagine. Imaginea asta, pe părerea mea, este Transilvania. Da. Exact cum o vedeți, cu bisericuța de lemn, cu troița de lângă, care sunt, așa le vedeți, din, să zic așa, din Bistrița și până în Foralberg. Așa sunt troițele, așa sunt de 250 de ani, tot așa se făceau, iar bisericuța este exact cum se fac de 3-400 de ani, se făceau bisericile în mediul rural din Transilvania, până după al doilea război mondial, când au început, nu înțeleg de ce, ierarhia bisericească ortodoxă, în mod special, a schimbat macazul și au început să facă bisericile cu, cu polele cu ceapă, cele mai ceapă. năstruștice, cu ceapă, o să aduc fotografii. Sunt siderat cât de mult prozgust și cât de mult chici este înglobat în noile proiecte de biserici, care bani mai mult. Să știți că am același proiect de biserică în vreo șapte sate, numai din județul Cluj, același. Că mă duc spre Sălaj, că mă duc înspre... Uh, Aghireș, că mă duc din din Dej spre uh, uh, iarăși. Dar ce înspre nu le place -o de... Nu știu, dar noi suntem renumiți. Noi în complexul suntem istoric, noi șefii. Nu îmi dau seama, dar eu sunt extrem de mâhnit că uh, um, um, ierarhia Bisericii ortodoxe din uh, din uh, uh, Transilvania, să zic, nu înțelege să păstreze aceste biserici. Ce din, ce din Maramureș au înțeles lucrul ăsta? Cei din sălaj nu știu, nu cunosc atât de bine, dar cei din Cluj cu siguranță nu fac asta. Există un anumit, cum să spun, unii mi se a dat și o explicație savantă că nu corespunde siluetei Bisericii Ortodoxe care trebuie să fie cu cupolă, nu trebuie să fie cu acoperiș înalt, ai de cap, nu? Uite Nici nu știu ce să zic. Uh, și nu cred asta, pentru că fiecare comunitate are propriile forme adaptate climei și materialelor de care a avut, pe care le-a avut la îndemână. Dar la ce s-a gândit când au făcut? Se compara asta cu... Eu nu, nu vreau, nu vreau să... Sunt convins că oamenii care au făcut biserica asta au fost plini de bune intenții. În mod evident. Dar și respect credința lor și respect, cum să spun, uh, uh, impulsul care i-a determinat. Dar de aici până ajunge la un rezultat care este cel puțin estetic, îndoienic, ca să nu mai zic și tehnic, pentru că văd acolo cadre de beton, și sunt convins că va veni și polistirenul peste ea, și nu, nu vreau să comentez foarte mult. <coughs> Au foarte mari șanse la cum e făcută, nici ea să nu reziste mai mult decât bisericuța aceasta. Bun, bisericuța asta, asta... A fost de... asta are 300 de ani. Îi dăm cu piciorul? Bun, va mai avea încă 10. Așa cum o văd eu, nu. Eu cred că nu va mai avea, la cum sunt fotografii care le-am trimis, nu va mai avea nici șase luni. Oricum fresca e distrusă, absida altarului este distrusă. Nu înțeleg. E, are tăbliță de monument istoric pe ea. Nimeni nu face nimic. Cred că până la urmă o să ne apucăm noi doi să facem ceva. Da dacă bun, nimeni nu face. Ce eu mă duc să pun Să fac ce? În primul și primul rând, cum am vorbit o să mai să zic că a intrat în Lăcașul Sfânt. Nu, o să, o, să, mergem în primul rând la cosil Local. Și cu cosil Local o să, punem, uh, o să punem lucrurile pe roate. Astfel încât uh, uh, toată lumea, pe, după puteri și după capacități, să tragă la căruța asta. Nu se poate, să, dacă ești născut în satul ăla, să nu-ți pese. Nu cred că ești născut în satul ăla. Eu cred una. că dacă sunt o grămadă de fii ai satului. normal. Pintic, care ar putea, ar putea foarte bine de asemenea să ajute. Indiferent că stau în Cluj, în New York sau în Spania. Eu cred că avem o problemă cu propriul trecut. Nu avem o problemă cu propriul trecut pentru că fiind ne rușine de el, îl și promovăm. Noi promovăm în, în manualele de istorie faptul că am fost numai obași, deși nu e adevărat, și după a ne e rușine că de deci ce am promovat și ce am gata cu trecutul să dispară tot. Am fost o grămadă de biserici, inclusiv în Cluj, erau după, făcute după Sfânta Sofia. A din Bulgaria, din Sofia. Și bă, da, sau ce -i? ce, -i? ce -i cu asta? În media-și la fel. Adică... Cred și Gavril din Sofia, dar... Din... Sau aia. Da. Domnul Dar ăsta a fost, trebuie să recunoaștem, în perioada interbelică, a fost și un, in, in, uh, un import politic, politico-religios, da. astfel încât fiecare oraș din Transilvania să posede și o uh, uh, clădire de cult uh, cât mai semnificativă, de rit uh, ortodox, Bizan... bizantin, sudist. tocmai uh, sudist, uh, estist, nu are relevanță. Păi, Dar acolo aia... vin din Bulgaria. Nu s-a ales arhitectura cea mai potrivită, s-a ales arhitectura cu care conducătorii care au venit din sud erau obișnuiți. Ei nu au considerat arhitectura transilvană a românilor din Transilvania ca fiind reprezentativă și au importat modelele e, balcanice. Să o spunem foarte clar și să nu ne mai ascundem după dege. Eu nu mă ascund, că de mă și urăsc ăștia câțiva din după. Nu, lucrurile trebuie spuse foarte clar. Uitați-vă imediat. Cum să spun? E o arhitectură foarte frumoasă pentru Bulgaria. E o arhitectură foarte frumoasă pentru Velico Târnovo, pentru uh, Plovdiv, dar în ce mă privește, eu consider, oricât de frumoasă a, o fi, că nu este potrivită pentru Transilvania, care pur și simplu are altă climă, are altă cultură, are alt amestec de culturi, ca să spun așa. Da, Amestecul ăsta de culturi este, este extrem de important pentru că ne-a făcut să fim ceea ce suntem acum. Dar eu nu înțeleg, eu nu... O cultură nu este împotriva altei culturi. Nu. Dar o cultură, ca să comunice cu o altă cultură, nu poate fi îngropată de nu. cealaltă cultură. Uh, ironia sorții face ca la, la români, uh, românii ei înșiși sunt împotriva propriei lor culturi. Este deci baiu. A fost uh, un, un lucru care mi este. Inca... Nu, nu sunt capabil să înțeleg de ce noi mereu ne dăm, ne uh, tăiem cultura acumulată într-o perioadă isterică, istorică. Ca să reîncepem de la zero, ca și SISIF. Mereu urcăm un bolovan pe care după aia ne scăpăm pe picioare și iar începem de la zero. Și ar trebui să nu mai facem vine. asta. Da. Bineînțeles că tot ar fi alții de vină, pentru că niciodată nu ne asumăm propria noastră vină. Așa e. Musai să ieșim. Mulțumesc tare mult, dar nu este. până nu vă spun. Până nu respectăm celelalte culturi. Să nu credeți că ne vom respecta propria cultură. Ca așa se întâmplă. Știi? Ocaziile să răzbună. Am tot avut timp ocazii în istorie. Când o trage istoria o copită peste ceafă, o să vedem. Mai bine ies, că după sub și problema. Dați repede, că e sâmbătă, duminică, dați repede. Pa! La revedere!